Peste 120 de angajați ai Complexului Energetic Oltenian nu vor beneficia de prelungirea contractelor de muncă pe perioadă determinată, anunța vineri un comunicat de presă al instituției. Potrivit sursei citate, în urma analizei efectuate în fiecare subunitate a CEO, în zonele unde activitatea se restrânge prin închiderea unor perimetre miniere, conform planului de restructurare și cu încadrare în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2024, un număr de 124 de angajați nu vor beneficia de prelungirea contractelor de muncă pe perioadă determinată. Aceste măsuri sunt necesare pentru a ne alinia strategiei de restructurare și pentru a menține echilibrul financiar. În același timp, dorim să subliniem că angajații care au înregistrat abateri disciplinare, absențe nemotivate, concedii fără plată sau care nu și-au însușit aptitudinile profesionale necesare, nu vor beneficia de prelungirea contractelor de muncă pe perioadă determinată. Complexul Energetic Oltenia își exprimă angajamentul față de angajații săi și va continua să faciliteze tranzacția acestora prin oferirea suportului necesar în procesul de restructurare. Aceștia se angajează să gestioneze acest proces cu transparență și responsabilitate, menținând comunicarea deschisă cu toate părțile implicate. Se arată într-un comunicat. România vrea din partea Comisiei Europene un răgaz de aproape 2 ani pentru renunțarea la producția de curent pe bază de cărbune la Complexul Energetic Oltenia, spune anul trecut Ministerul Energiei Sebastian Burduja, relatează România TV.net.